Mă numesc Gabriela Geist și sunt născută în 67 în București, într-o familie de ortodoxi, ortodoxi nereligioși. Mă scuzați, trebuie să-mi aduc gândurile, pentru că asta nu este rehearsed. Este decât ce vrea Domnul să spună prin mine. Am trăit o viață foarte rea, fiind abuzată și abuzând alți copii. Am avut o viață foarte, foarte dură. Totuși am trăit într-o familie de oameni minunați, mamă și un tată care ne-a iubit. A fost motto-ul nostru ca familie, a fost totul pentru unul și unul pentru toți. N-am știut dragostea creștină, dar părinții mei ne-au învățat după cum au știut ei. În clasa a 5-a am fost învățați la școală semnul eternității, acel 8 pe burtă, nu știu dacă știți ce înseamnă. Și de atunci mintea mea a început să se frământe cu gândul că eu nu am început și, adică, o să, cumva nu o să mor. Și Domnul a început să lucreze în mine, să mă aducă la pocăință, să mă aducă la predare. A fost un proces foarte lung. I-a luat Domnului până la 21 de ani să mă moaie inima unde am ajuns la acel moment de predare, unde n-am vrut să mai trăiesc fără să fiu schimbată. Din cauza la acest semn de eternitate, am început să am niște vise cu ochii deschiși în timp ce eram aproape să mă culc. A început odată pe an, după aia a început să se întâmple în fiecare săptămână. Până la 21 de ani a fost aproape în continuu. Domnul mi-a ținut mintea să nu mi-o pierd. Dar era ca și când mă pun pe un tren și asta era trenul vieții mele. Mă uitam, cum începea trenul să meargă încet, încet, mă uitam și la stânga și la dreapta pe geam și vedeam secvențe din viața mea, din copilărie, pe ce, timp ce trecea, și trenul acesta ajungea la sfârșitul vieții abrupt. Și de acolo începea incapacitatea mea de a înțelege ce este, că știam că eu nu o să mor. În sfârșit, la 21 de ani, noi am fost aprobați să mergem în Statele Unite. Și acolo, după câteva luni, aproape un an, s-a întâmplat ceva care mi-a detonat dorința de a îmi termina viața. Înjuram ca un birjar, eram o bătăușe cea mai tare, știam cum să scuip cel mai departe decât toată lumea din cartierul meu. Eram o șmechere și jumate și așa mai departe. Eu zic că Dumnezeu, când am ajuns în America, m-a lăsat total în mâna diavolului, la punctul unde am fost posedată. Și pot să spun asta pentru că atunci când s-a detonat ceva în mintea mea de supărare, de n-am mai vrut să mai trăiesc, nu mai puteam să mai vorbesc, erau jurăturile ieșeau din mine ca un vulcan. Nu mai puteam să mă mai suport pe mine însumi. Eram și singură din cauza că în America nu eram ortodoxi, nu este o biserică unde se iubește unul pe altul. Și până la urmă, când s-a detonat acest lucru, eu m-am urcat pe scări gândindu-mă acum o să-mi iau viața. Foarte ușor, ca și când mă duceam să omor o muscă sau așa ceva. Nu aveam niciun fel de sentiment. Asta nu este normal pentru un om să facă asta. Este sub influența necuratului să facă așa ceva. Că țin minte cum mergeam pe scări cold-blooded, no problem. M-am dus în baie, am închis ușa frumos, am luat lama lui tata care era vechi, de modă veche și înainte să fac acel lucru, gândiți-vă, mi era o frică, teroare teribilă de moarte și tot eu să-mi iau viața, nu este logic. Nu era eu care vreau să fac asta, să-mi termin viața. Dar dintr-o dată am căzut în genunchi și asta n-am vrut eu să fac, dar Dumnezeu m-a făcut să cad în genunchi și m-am uitat în sus și a zis: Doamne, Dumnezeule, dacă ești adevărat, te rog frumos, arată-te. Și atunci m-am uitat la mâna mea și era lama foarte aproape de mână și mi-am dat seama ce fac. Atunci eu cred că a ieșit diavolul din mine sau că din momentul ăla mi-am pus lama înapoi. Și o săptămână după aceea soțul meu, adică fratele meu, mi-a făcut a blind date cu viitorul meu soț.
Și viitorul meu soț mi-a spus despre Domnul nostru Iisus Hristos. Când a spus că Domnul nostru Iisus Hristos e adevărat și frații, ca, dacă au Duhul Sfânt, au pune mâna pe oameni care sunt bolnavi și Domnul îi vindecă, am zis, pe Dumnezeu ăsta îl vreau, El e adevărat. Trăim printre ortodoxi și am știut ce înseamnă. Până la 21 de ani eu n-am auzit Evanghelia odată în București. Am văzut o Jehovah's Witnesses și n-am auzit Evanghelia. În sfârșit, m-am pus pe genunchi, soțul meu mi-a spus că tu te predai înainte Domnului, dacă vrei ca tu să fii copilul lui pentru totdeauna și tu nu mai vrei să trăiești viața asta, dacă tu înțelegi că ești păcătos, vii la El cu tot ce ai și cu toată inima și Domnul o să-ți dea din Duhul Lui. Și m-am pus pe genunchi, am făcut o rugăciune simplă și când m-a ridicat după genunchi, n-a mai fost înjurătură în gura mea, n-a mai fost frică de moarte de acum, din momentul ăla, și asta a fost acum 30 de ani. Nu poți să justifici, adică nu poți să scoți și înjurătura din gură, ai un duh. Sunt mai multe duhuri, eu știu ce sunt, dar nu e posibil un om să se oprească din înjurături, așa pe moment. Este mâna lui Dumnezeu. Vorbesc acum cu copiii tineri. Majoritatea, probabil, la copiii ăștia de aici au fost născuți și au crescut o viață, a sheltered life, adică o viață împrejmuită de părinții lor de biserică, au fost la adăpost. Eu n-am trăit la adăpost, eu am gustat din cele mai mari spurcăciuni care sunt pe pământul ăsta. Eu știu ce înseamnă diavolul, pentru că el este adevărat. Dacă nu credeți că este diavolul, atunci nu cred că înțelegeți că există Dumnezeu. Adică puterea diavolului este foarte mare. Dacă vrei să ieși din acoperimântul ăsta, dacă vrei să te duci să vezi cum a vrut și Dina să vadă ce încetate ai acolo, pierzi apărarea Domnului și Domnul te lasă să suferi consecințele pe care le vrei. Dar vă spun din experiența mea, nu vreți să vă duceți să vedeți ce în lume. Și de atunci am început să trăiesc o viață, ne-am căsătorit în curând și am început să trăiesc o viață pentru Domnul Iisus. N-am vrut să mă duc înapoi. După câțiva ani, Domnul ne-a chemat să mergem în România. Eu am stat în America 25 de ani și după 20 și ceva de ani, Domnul mi-a, la biserică, Domnul ne-a vorbit. Mi-a vorbit mie să mergem să dau Biblii pe stradă și la soțul meu să mergem să avem grijă de văduve și orfani. Domnul ne-a vorbit să mergem prin credință, fără să cerem un leu de la nimeni sau un dolar, un cent. Și Domnul a făcut lucrul ăsta. Ne-am dus în România în 2014 și am trăit 10 luni total fără... Domnul ne-a arătat să nu vindem ferma noastră din Florida, să mergem în România. O familie ne-a promis o casă bătrânească unde să stăm. Am fost în drum spre casa aceea. Până la urmă nu s-a întâmplat asta. Am locuit un misionar evanghelist de stradă. El s-a dus înapoi în America. Noi am rămas în locul lui. Și eu am început să duc copii bolnavi de inimă la Israel. Copii săraci. Multe miracole s-au întâmplat cu copilașii aceia. Dumnezeu le-a dat viață. Și... având această misiune, aveam mai multe sponsorizări și nu erau cu destui copii bolnavi pe care îi găseam. Și am mers la Vocea Evangheliei la Oradea și am dat un anunț către frați, dacă știi cineva, un copil bolnav de inimă sărac, să ne spună. Așa am aflat de gemenii noștri. Aveam atunci 50 de ani și ei erau orfani. Fetița asta era orfană, nu aparținea la nimeni și... Dar ca să putem să o ajutăm, noi trebuia să o luăm acasă, că nimeni nu ar fi luat un copil acasă bolnav de moarte. Această fetiță s-a născut cu o jumătate de inimă numai și băiețelul era foarte sănătos, dar ea era pe moarte. Miraculos că a trăit până la 9 luni, eventual am ajuns în America la operație cu ea. Dumnezeu ne-a dat 10 zile să luăm copilașii ăștia acasă. Din momentul în care nu știam că o să avem gemeni de 6 săptămâni, la 50 de ani, până i-am ajuns dus acasă, a fost 10 zile.
Eu am crezut că e doar un test. Până în ultimul moment a zis, Domnul vrea să vadă cât de ascultători suntem noi și ne-am făcut full force ahead. Adică, dacă așa vrea Domnul, așa facem. Dar mă uitam și am zis, I think it's a test. N-a fost un test. Domnul chiar a vrut să ne binecuvinteze. Noi nu știm ce înseamnă. Când noi let go of this world, of what we understand here, și noi take hold of what God is offering us by faith, you're walking on water. Asta noi creștini suntem chemați să mergem pe oară. De când am adoptat gemenii ăștia, Dumnezeu a făcut așa multe lucruri minunate că n-am timp să spun, chiar dacă vorbesc non-stop pentru o săptămână. Ne-am făcut să mergem așa de aproape cu El. Banii nu sunt un lucru care ne înspăimântă. Acum e cineva care dă ceva bani pe lună, dar când Dumnezeu îți dă ceva de făcut, e precis că o să-ți dea și acoperiș, și mâncare, și încălțăminte. Noi avem 6 copii biologici și am mai adoptat încă 3. 2 dintre acei adoptați au decât o jumătate de inimă. După un an de zile după ce am adus-o la liman pe fetița asta, când aveau eu un an, după 10 zile Domnul ne-a vorbit să aducem și copilașul ăsta. Unde e Adam? Băiețelul Adam. Domnul ne-a arătat să luăm alt copilaș bolnav de inimă. Da, e acolo. El avea 3 ani jumate și a trăit până la 3 ani jumate decât cu o jumătate de inimă. Trebuia la moarte, la prima zi să moară, că copii cu o jumătate de inimă nu trăiesc, mai ales în România. Dar iată că el avea 3 ani jumate și trăia mai mult în spital și toată lumea vorbea despre el. La protecția copilului, tot spitalul știa că trebuia să ducă la cardiologie, la plămâni, la peste tot. Și toată lumea știa și îl iubea și vrea cel mai bine pentru el, dar nu putea nimeni să-l ajute. Iată, eu sunt și cetățean român și american. Pot să-l adoptez ca româncă și pot să-l aduc în America la operație pe gratis, să fie ajutat. Și când Domnul mi-a spus să luau și pe copilul ăsta acasă, am zis, Doamne, dar Tu chiar trebuie să ne arăți asta cu adevărat, că e voia Ta, că cine poate să facă așa ceva? Noi dădeam Biblii, dădeam îmbrăcăminte. Unde ne arăta Domnul? Sortam saci și saci de îmbrăcăminte, fiecare bucățică de asta acasă, când primeam mult saci de la frați cu second hand. La fiecare materie de asta, bun, temptează pe frați sau nu? Nu, ok, ținem. Ce temptează? Tăiem nasturii și fermoarele, să facem alte rochițe, ceac, la gunoi, tot. Înțelege? Și atunci puneam în alt saci, pe categorii, și așteptam la frați să ne dea telefon să vedem unde-s nevoile, că noi nu știam unde-s nevoile. Niște frați că dădeau telefon din Tulcea, familie cu mulți copii amărâți. Hai veniți și ajutați-ne. Ne puneam în mașină cu toți copiii, toți 6 copii ai noștri și mergeam după ei. În timpul iernii, ziceau lumea, voi sunteți nebuni, vă duceți în timpul iernii cu remorcuța aia mică, Domnul ne-a păzit la fiecare pas, că El are o misiune să facă. Și așa am făcut și aveam așa de multe lucruri, cu prostituate, cu îmbrăcăminte să dăm, cu Biblie, cu mâncare. Și Domnul ne mai dă și gemenii ăștia. Și suntem într-un sat unde sunt 600 de slovaci catolici care n-au auzit de Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt așa de a closed community, că este singurul loc în Bihor care n-are adunare creștină, unde Domnul ne-a pus. Înainte să mergem în România, ne-am rugat la Domnul cu patos. Doamne, du-ne undeva unde... Na, El a pregătit, normal că El a pregătit un loc pentru noi. Trăim printre ei, singurii creștini. Și uite așa am luat pe bebelușii ăștia, după aia l-am luat pe băiețelul ăsta. Și așa face Domnul lucrarea Lui. Nu e mare lucru ce facem noi, dar trăim o viață răstignită, că El trăiește prin noi. Și e posibil. Vreau să vă spun acum cu pandemia asta. Sunteți copiii Domnului, cei care sunteți. Sunteți la adăpostul aripilor Lui și nu vă atinge. Ce poate să vă ia? Nimic. Să ne încredem în Domnul. Vreau să vă citesc un psalm, ultima. Psalmul meu care m-a ținut vie în timp ce copilul ăsta a fost în comă 2 luni de zile și 7 luni în spital, a făcut 5 operații la inimă. Era ca un fermoar. Îl tăia, îl închidea, îl tăia, închidea anul trecut. Psalmul 91. Din nou, dacă dumneavoastră
primiți asta este pentru că Domnul v-a făcut o inimă moale. Cel ce locuiește în locul tainic al celui preanalt va trăi la umbra celui atotputernic. Voi spune despre Domnul, El este locul meu de scăpare și fortăreața mea. Dumnezeul meu, în El mă voi încrede. Cu adevărat, El te va elibera din lațul păsărarului și din ciuma vătămătoare. El te va acoperi cu penele sale și sub aripile lui te vei adăposti. Adevărul lui îți va fi scut și platoșă. Nu te vei înspăimânta de teroarea din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de distrugerea care pustiește la amiază. 1000 vor cădea lângă tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii tăi și vei vedea răsplata celor stricați, deoarece ei l-au făcut pe Domnul locuința ta, pe cel prea înalt, locul tău de scăpare, nu ți se va întâmpla nimic rău, nici plaga nu se va apropia de locuința ta. Gândiți-vă plaga ce înseamnă din ziua de astăzi. Pentru că El va porunci îngerilor săi referitor la tine să te păzească în toate căile tale. Ei pe mâini te vor purta ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei călca pe leu și viperă, pe leul tânăr și pe dragon îi vei călca în picioare. Pentru că și-a pus dragostea în mine, de aceea îl voi scăpa, îl voi așeza în înalt, deoarece a cunoscut numele meu. Mă va chema și îi voi răspunde, voi fi cu el în tulburare, îl voi elibera și îl voi onora. Cu viață lungă îl voi sătura și îi voi arăta salvarea mea. Amin.